Frați și surori, Biblia consemnează că în zilele din urmă vor fi vremuri grele. Asta se referă la partea spirituală, la poporul lui Dumnezeu, în biserica lui Dumnezeu. Vor fi lupte foarte mari. În textul nostru din seara aceasta, aici, apostolul Petru ne spune: noroc, s-au ridicat proroci mincinoși, după cum și între voi vor fi învățători mincinoși, care vor strecura pe furii și rezii nimicitoare. Se vor lepăda de stăpânul care i-a răscumpărat și vor face să cadă asupra lor o pierzare năprasnică. M-am gândit de multe ori, învățătorii mincinoși sunt cel puțin tot așa de periculoși ca și prorocii mincinoși. Foarte periculoși. Aici spune că vor strecura pe furiș, vor spune 10 lucruri bune și una falsă. Și uneori sunt așa de deghizați încât foarte greu pot să-i descifrez, să realizez. Trebuie o călăuzire neapărat. Dar Biblia nu numai aici consemnează prin Apostolul Petru, ne spune în continuare de bună oară prin Apostolul Pavel, în 2 Timotei ne vorbește cu privire tot la această lucrare. Capitolul 4, versetul 1 în continuare. Te rog fierbinte înaintea lui Dumnezeu și înaintea lui Hristos Iisus, care are să judece vii și morții, și pentru arătarea și împărăția sa, propovăduiește cuvântul, stăruiește asupra lui la timp și ne la timp, mustră cu toată blândețea și învățătura, căci va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă, ci îi vor gâdi la urechile să audă lucruri plăcute și își vor da învățători după poftele lor. În general, învățătorii mincinoși și prorocii mincinoși apar în bisericile care se aseamănă cu ei și au această înclinație spre rău. Într-o biserică unde există o notă de spiritualitate înaltă, dorită de Domnul, și unde e o luptă, acolo vor fi descifrați foarte ușor. Vor fi văzuți, cunoscuți și stopați în ultima instanță. Încă o dată, spune aici versetul 3, va veni vremea când oamenii nu vor putea să sufere învățătura sănătoasă. Într-o biserică locală unde oamenii sunt plictisiți de cuvânt și de lucrarea Domnului, vor dori altceva, lucruri așa, care să impresioneze, bombastice, lucruri care să-i miște din punct de vedere fizic, să-i gâdile, și își vor da, vor dori să audă lucruri plăcute, își vor da învățători după poftele lor. Tot apostolul Pavel, în 1 Timotei, în capitolul 4, spune așa, versetul 1, dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipiască de duhuri înșelătoare și de învățăturile dracilor. Până acolo vor fi. Biserici locale. Aici e vorba de biserica Domnului în general, vorbește Apostolul Petru. Nu se refere neapărat la o biserică locală. Dar bisericile locale, totalitatea lor formează biserica Domnului pe care El o are aici pe pământ. Și aici spune încă o dată, abătuți de fățărnicia unor oameni care vorbesc minciuni, însemnați cu ferul roșu însuși cugetul lor. Tot aici ne spune, îi spune lui Timotei, apostolul Pavel, spune versetul 15 din capitolul 3, dacă voi zăbovi să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu, care este biserica Dumnezeului celui viu, stâlpul și temelia adevărului, să știi cum trebuie să te porți. Pavel îi dă tot felul de sfaturi lui Timotei și îl învață. Trage semnale de alarmă, dar apostolul Pavel, uitați ce spune de bună oară în fapte, în capitolul 20. Ne spune aici, versetul 28, luați seama dar la voi înșivă și la toată turma peste care v-a pus Duhul Sfânt episcopi, ca să păstoriți biserica Domnului, pe care a câștigat-o cu însuși sângele său. Știu bine că după plecarea mea se vor vârâ între voi lupi răpitori care nu vor cruța turma. Tot la ei se referă, lupi răpitori îi numește aici. În altă parte spune, îmbrăcați în piei de oi. Ei pe din afară așa vin încât, sigur, dau impresia că totul e în ordine și că ei sunt slujitori ai celui preanalt.
Zice aici în continuare, se vor scula din mijlocul vostru oameni care vor învăța lucruri stricăcioase, învățători, care vor învăța lucruri stricăcioase, ca să atragă pe ucenici de partea lor. De aceea vegheați și aduceți-vă aminte că timp de 3 ani, zi și noapte, n-am încetat să sfătuiesc cu lacrimi pe fiecare din voi. La Pavel spunea, știu bine că după plecarea mea, așa se va întâmpla. Va fi lupta în continuare. Și lupta aceasta, sigur, nu este mică, este mare. Așa să nu uităm, dragii mei, lupta este până la sfârșit. Dumnezeu ne-a mântuit. Mântuirea nu e prin faptele noastre, categoric. Nu datorită cuceniciei noastre. Dumnezeu ne-a mântuit prin harul Lui. Am crezut, am venit la Domnul, am cerut îndurare, clemență și El ne-a iertat, El ne-a curățit. Dar acum noi trebuie să trăim ca niște mântuiți. Tot ceea ce trebuie să facem, facem datorită faptului că ne-a mântuit. Nu cumva să se găsească în noi lucruri vechi, care au fost odinioară. De aceea noi trebuie mântuirea aceasta, aici e toată lupta. Că dacă Domnul ne-ar duce acasă imediat după ce ne-a mântuit, tot ar fi în ordine. După ce ne-a botezat cu Duhul Sfânt, l-a mărturisit cu buzele, cu viața, ne duce acasă. Dar nu ne duce, ne lasă încă aici, în viața aceasta. Și în viața aceasta există acest segment, fiecare cât are de trăit, e o luptă foarte mare. Păi Pavel spune, Pavel care a ajuns în al treilea cer, prin Pavel spune că șorțuri basmale duse la distanță, puse pe trupurile bolnavilor și erau vindecați. Și Pavel spune, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă. Fac un singur lucru, uite ce este în urma mea și mă arunc spre ce este înainte. Caut să-l apuc, întrucât și eu am fost apucat de Hristos. Zice, mă lupt, dar nu ca unul care lovește cu pumnul în vânt, ci mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, ca nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însumi să fiu lepădat. Pot să fiu lepădat? Absolut. Absolut. Ușor. Ușor poți să cazi. De aceea e foarte important ce spune Apostolul Pavel, tot el vorbește, și uitați ce spune în Cartea Filipenilor de bună oară, în capitolul 2, versetul 12. Spune aici, printre altele, în felul următor, astfel, dar prea iubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, când e capătul, când vine Domnul, dacă vom fi în viață. Iar dacă nu, atunci când mă cheamă Domnul în veșnicie, duceți până la capăt, până în ultimă clipă, să dă bătălia. Pentru cel bolnav care a fost ascultător și a trăit acolo pe patul de suferință și acolo vine vrăjmașul, la gândurile lui, la cugetul lui și încearcă să dar dacă poate să-l deturneze, să nu mai creadă. De aceea noi ne rugăm pentru cei bolnavi, nu neapărat să fie vindecați, că unii știm că nu vor fi vindecați, că e planul Domnului să-i ducă. Nu vom trăi veșnic aici? Păi aici suntem trecători, suntem călători. Dar în mod special ce are valoare înaintea lui Dumnezeu este sufletul, este omul spiritual. Și de aceea, în dreptul bolnavilor, ne rugăm și pentru acest lucru, l-avem în vedere, ca Dumnezeu să-i țină în credință până în ultimă clipă, să-i întărească, să nu cadă în deznădejde, în disperare. Astfel, dar, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră, cu frică și cu tremur, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum în lipsa mea, până la capăt. În 2 Corinteni, în capitolul 7, versetul 1, aici Apostolul Pavel din nou spune ceva. Deci, fiindcă avem astfel de făgăduințe, promisiuni nemaipomenite, zice aici, preiubiților, să ne curățim de orice întinăciune a cărnii și a Duhului și să ne ducem sfințirea până la capăt cu frică de Dumnezeu. Până la capăt sfințirea, mântuirea, neprienirea. M-a mântuit, Domnul m-a curățit, nu datorită mie, dar acum, după ce m-a curățit, eu trebuie să trăiesc ca un mântuit. Eu trebuie să fac faptele unui mântuit în continuare. Nu în continuare să trăiesc cum trăiesc cei din afară. E adevărat, pe cei din afară, dragii mei, când vine unul care nu-L cunoaște pe Domnul, foarte ușor, Domnul îl iartă. Cere îndurare, îl crede pe Domnul și Domnul este gata să-l ierte. Dar după ce l-a iertat, el are un alt statut. Are statutul de copil al lui Dumnezeu. El trebuie să trăiască ca un copil al lui Dumnezeu.
Păi nu înseamnă că el se poate tăvăli în continuare în mocirlă și în păcat, în minciuni și în tot felul de stări, că Domnul iară iartă. Asta e minciune, asta e erezie. Tot felul de învățători care vor strecura pe furii și erezii nimicitoare, una din erezii. Poți să faci orice, dacă te-o mântui Domnul, că vei fi mântuit. Minciună! Păi de-aia spune că tot Noul Testament, asta scoate în evidență, lupta credinciosului până la capăt. Avem de luptat. Firea pământească, că Domnul o lasă, ea este în noi, ea trebuie să fie răstignită. Dar imediat cum îi acceptăm ceva, ea își arată colții. Și încearcă să se exteriorizeze. E o luptă între fire, între omul vechi și omul nou, tot timpul. De aceea în fiecare zi trebuie să ne rugăm, în fiecare zi trebuie să venim înaintea lui Dumnezeu cu cereri de a ne ajuta. Domnul ne ajută, funcție de cum ne rugăm și cum venim și cum îl recunoaștem. Auziți ce spune în Cartea Evreilor, autorul Epistolei către Evrei? În această direcție. De aceea, cu atât mai mult, trebuie, e un imperativ, nu se poate altceva altfel. Cine vrea mântuirea? Vrei mântuirea? Nu se poate altfel. Trebuie să ne ținem de lucrurile pe care le-am auzit, ca să nu fim depărtați de ele. Poți fi îndepărtat? Da. Zice, căci dacă cuvântul vestit prin înger s-a dovedit nezguduit și dacă orice abatere și orice neascultare și-a primit o dreaptă răsplătire, cum vom scăpa noi dacă stăm nepăsători față de o mântuire așa de mare, care după ce a fost vestită întâi de Domnul ne-a fost adeverită de ce a auzit-o? În timp ce Dumnezeu întărea mărturia lor cu semne puterii, felurite minuni și cu darurile Duhului sunt împărțite după voia sa. Cum vom scăpa noi? Nu scăpăm. Și noi avem același statut, să știți. Pentru toți există un standard pe care Dumnezeu ni-l cere, ni-l pretinde. În Evrei, în capitolul 10, autorul Epistolei către Evrei ne continuă și ne spune aici, de la versetul 26, dar citim de la 24, să vedem unii asupra altora, să ne îndemnăm la dragoste și la fapte bune, să nu părăsim adunarea noastră cum au unii obicei, ci să ne îndemnăm unii pe alții, cu atât mai mult cu cât vedeți că ziua se apropie. Căci dacă păcătuim cu voia, rețineți ideea. Cu voia, după ce am primit cunoștința adevărului, nu mai rămâne nicio jertfă pentru păcate, ci doar o așteptare înfricoșată a judecății și văpaia unui foc care va mistui pe cei răzvrătiți. Extraordinar! Cine poate păcătui cu voia? Cel din afară, cel din interior, care știe, a fost curățit. De aceea cel din afară, orice a făcut, dacă vine și cere îndurare, e iertat, cu condiția în continuare să rămână credincios. Să trăiască ca și copila lui Dumnezeu. Ce frumos ne spune tot autorul Epistolei către Evrei, în capitolul 3, ne spune aici versetul 6. Dar Hristos este credincios ca fiul peste casa lui Dumnezeu și casa lui suntem noi. Dacă păstrăm, zice, până la sfârșit, încrederea nezguduită și nădejdea cu care ne lăudăm. Zice aici versetul 14, că ne-am făcut părtașa lui Hristos, dacă păstrăm până la sfârșit încrederea nezguduită de la început, până la capăt. Capătul e atunci când Dumnezeu ne cheamă acasă. Deci am vrea să nu uităm, dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu din seara aceasta ne atenționează în biserici, în general când e o biserică locală doritoare să-L slujească. Iubește cuvântul, iubește rugăciunea, iubește lucrarea Duhului Sfânt. Acolo să știți că mai greu pătrund astfel de învățători și de proroși mincinoși. Și în momentul în care au intrat, foarte ușor este depistat și poate fi eliminat, absolut. Și ce spune în Cartea Genesei? L-a pus pe om în grădină să lucreze și să păzească grădina. Domnul ne-a chemat, zice, du-te fiule de lucrează azi în via mea, în via mea. Astăzi, nu mâine, du-te de lucrează. Aia înseamnă să o și păzești. Noi trebuie să și păzim. Ceea ce ni s-o încredințat, iar dincolo de noi păzește Domnul. Cât timp eu, Domnul vede că eu mă dăruiesc, îmi fac partea mea cu toată inima, în sinceritate, Domnul vine în ajutorul meu. Și El nu mă lasă, El este Cel ce mă întărește. De aceea doresc pentru Biserica Betel Dumnezeu să o întărească. Biblia ne spune că în ajutorul nostru, pentru aceasta, Dumnezeu ne-a dat Duhul Lui. Spune aici foarte frumos, era menționat în seara aceasta și vreau să reamintesc. Spune în cartea lui Nemia, la un moment dat,
cuvântul foarte frumos în capitolul 9. Le-ai dat Duhul tău cel bun ca să-i facă înțelepți. Ne-a dat Duhul Sfânt, ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Biblia spune că Duhul Sfânt Domnul dă la cel ce crede, cei ce cred. Dar apoi Biblia continuă și spune, Domnul dă Duhul Sfânt la cei ce ascultă, o a doua condiție, trebuie să asculți. Cred, dar trebuie să și ascult. Dar o a treia condiție, la fel de importantă, Domnul dă Duhul Sfânt celor ce îl cer. Că dacă eu cred, eu încerc să ascult, dar nu-l cer, fiți liniștiți că nu vine Domnul să mi-l dea. Eu trebuie să-l cer, asta este. Păi dacă au cerut primii apostoli, apostolilor cerut, mama Domnului și familia sfântă, aleasă de cel preanalt, în centrul istoriei omenirii, familia aceasta aleasă, și ei ori stăruit 10 zile, ori stăruit, ori rugat și l-or cerut. Sigur că Dumnezeu rămâne credincioș și îl dă. Noi mulțumim că Domnul ne-a botezat cu Duhul Sfânt. Dar poate să rămână doar o amintire că ne-a botezat cândva. Să știți că botezul cu Duhul Sfânt nu e un apogeu, nu e un punct culminant, punctul culminant, botezul cu Duhul Sfânt. E doar un început pe cale. E un început botezul cu Duhul Sfânt. Apostolul i-a primit la început și apoi noi vedem creșterea. Uitați ce spune aici foarte frumos, în mai multe locuri, cuvântul lui Dumnezeu în această idee. Biblia ne vorbește în cartea Efesenilor în felul următor. Zice aici Apostolul Pavel, versetul scrie la Efesenilor, le spune versetul 13, voi după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în el și ați fost pecetruiți cu Duhul Sfânt care fusese făgăduit. Știți cum au fost 12 bărbați la Efes, au ajuns Pavel acolo și au întrebat, ați primit Duhul Sfânt când ați crezut? Nu. Pavel și-a pus mâinile pe ei, avea și darul acesta. S-a rugat cu ei, le-a explicat categoric și ei au fost botezați, zice, erau cam 12 bărbați. Au început să vorbească în alte limbi și proroceau. Stâlpii bisericii din Efes. Pavel a stat mult timp în Efes și s-a format, s-a întemeiat o biserică. Și acum Pavel le trimite o epistolă, le scrie această epistolă. Auziți ce frumos în continuare. Le aduce aminte în versetul 13 cum au primit Duhul Sfânt, dar nu zice opriți-vă aici, e tot în ordine. Fiți liniștiți că sunteți pe calea cea bună. Le zice în continuare. Zice, care este o arvună a moștenirii noastre pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei Lui. De aceea și eu, de când am auzit de credința în Domnul Iisus care este în voi și despre dragostea voastră pentru toți sfinții, nu încetez să aduc pe de o parte mulțumiri pentru voi când vă pomenesc în rugăciunile mele, iar pe de altă parte mă rog ca Dumnezeu Domnului nostru Iisus Hristos, Tatăl Slavei, să vă dea un dud de înțelepciune, de descoperire în cunoașterea Lui, să vă lumineze ochii inimii, să pricepeți care este nădejdea chemării Lui și care este bogăția slavei moștenirii Lui în sfinți și care este față de noi credincioșii, nemărginita mărimea puterii sale după lucrarea puterii tăriei Lui. Ce bogăție are Domnul pentru noi, dar noi ne oprim la cele începătoare, doar atât, prima treaptă. E important, absolut, că nu pot să o am pe a doua, pe a treia, dacă n-am pășit pe prima. Știți ce spune Biblia în Cartea Colosenilor? Zice aici foarte frumos, merită să citim. Coloseni capitolul 2 ne spune așa, vreau să în adevăr să știți cât de mare luptă duc pentru voi, pentru cei din Laodicea, pentru toți cei ce nu mi-au văzut fața în trup. Pentru că să li se îmbărbăteze inimile, să fie uniți în dragoste, să capete toate bogățiile plinătății de pricepere, să cunoască taina lui Dumnezeu Tatăl, adică pe Hristos, în care sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Cât cunoaștem noi? Cât avem? Pavel spune, citindu-le epistolele, vă puteți închipui priceperea pe care o am eu despre taina lui Hristos, ce adâncime. În el locuiește, trupește toată plinătatea dumnezeirii. Voi aveți totul de plin în el, dar l-avem aici, unde l-avem pe el? Aici, în cartea aceasta, în cuvântul lui. În cuvântul lui avem toate aceste descoperiri, lumina lui, cum să acționăm în fiecare zi ca să fim plăcuți. Frați și surori, eu îmi zic de multe ori, viața de pocăință nu e o caznă, nu e ceva forțat. Nu e ceva, nu mai pot, tot transpir, dar de unde? E ceva normal, o frumusețe în fiecare zi. Să ai pace, să ai liniște, cu bucurie să-L slujești pe Dumnezeu. Până nu înseamnă că ești scutit de încercări. Nu e scutit, vin încercările.
Dar în încercări împlinești, Doamne, adu-ți aminte, sunt în necaz. Și tu ai trecut prin necaz, nu uit, de aia am aici. Și mari oameni al lui Dumnezeu au fost încercați, au fost probați, dar în încercare cheamă-mă în ziua necazului tău, eu te voi izbăvi, iar tu mă vei binecuvânta, proslăvi, îl proslăvim. Foarte important acest lucru. Deci să nu uităm, dar nu numai la Efeseni le spune, uitați și la Coloseni. La Coloseni uitați ce spune aici, versetul 4, citim și 3, capitolul 1. Mulțumim lui Dumnezeu Tatăl nostru și Domnului nostru Iisus Hristos că ne rugăm neîncetat pentru voi. Am auzit despre credința voastră în Hristos Iisus, dragostea voastră pe care o aveți pentru toți fiții și așa mai departe. Și acum spune versetul 9, de aceea și noi din ziua când am auzit aceste lucruri, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și cerem să vă umpleți de cunoștința voiei Lui, în orice fel de înțelepciune și pricepere duhovnicească, pentru ca astfel să vă purtați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în orice lucru, aducând roade în tot felul de fapte bune și așa mai departe, și crescând în cunoștința lui Dumnezeu. Aș vrea însă să nu uităm, Duhul Sfânt, poate nici faza aceea inițială de început, poți să o pierzi. Duhul Sfânt rămâne cât timp îl las să mă călăuzească, cât timp îl las să mă conducă, El îmi vorbește. Dacă nu ascult o dată, de două, de trei ori, El s-ar putea să nu mai vorbească. Foarte important. De aceea ne și spune aici, în cartea Efesenilor, în Efeseni ne spune aici, zice, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură, ci unul bun pentru zidire, după cum e nevoie să dea har celor ce-l aud. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care a fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Cum îl pot întrista? Auziți ce sensibil este Duhul Sfânt. Orice amărăciune, nu-i vorba aici de păcate, sune tot aici în capitolul 5, zice versetul 3, curvia sau orice fel de necurăție sau lăcomia de avere, nici să nu fie pomenite între voi. Nu-i vorba de alea, alea-s păcate, mă ferez de ele. Dar aici spune, orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire, orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Cum prin asta îl pot întrista pe Duhul Sfânt? Da, absolut. În cartea Colosenilor reia Apostolul Pavel și tot în această idee, auziți ce frumos spune el, în capitolul 3, de aceea omorâți mădularele voastre care sunt pe pământ, curvia, necurăția, patima, poftaria și lăcomia, care este o închinare la idoli. Din pricina acestor lucruri vine mânia lui Dumnezeu peste fiii neascultării. Dar acum, zice, lăsați-vă de toate aceste lucruri, de mânie, de vrăjmășie, de răutate, de clevetire, de vorbele rușinoase care v-ar putea ieși din gură. Nu vă mințiți unii pe alții, întrucât v-ați dezbrăcat de omul cel nou, cel vechi, făcut după faptele lui, și v-ați îmbrăcat în omul cel nou care se noiește spre cunoștință după chipul celui ce l-a făcut. Ce frumos! Și aici ne vorbește de la versetul 12 în continuare, starea înaltă pe care trebuie să o aibă creștinul, care a avut parte din întâlnirea cu Domnul. Asta dorește Domnul de la noi. Acum aș vrea să spun un lucru ce înțeleg eu. E adevărat, Domnul ne-a dat Duhul, să știți că nu Duhul luptă împotriva noastră. Auziți, zice aici Isaia 63, în toate necazurile lor n-au fost fără ajutor. Și îngerul care este înaintea feței lui i-a mântuit. Era Domnul Iisus, îngerul. El însuși i-a răscumpărat în dragostea lui și în durarea lui. Și necurmat i-a sprijinit și i-a purtat în zile din vechime. Dar ei au fost neascultători și au întristat pe Duhul lui cel Sfânt. Iar el, îngerul, li s-a făcut vrăjmaș și a luptat împotriva lor. Adică mai citim ceva ca să vedeți că este așa. Uitați ce spune Biblia în Cartea Numerilor și în Cartea Exodului. Citim din Cartea Exodului, Exod capitolul 23, versetul 20. Iată, eu trimit un înger înaintea ta ca să te ocrotească pe drum și să te ducă la locul pe care l-am pregătit. Fii cu ochii în patru înaintea lui, ascultă glasul lui, să nu te împotrivești lui, pentru că nu vă va ierta păcatele, căci numele meu este în el. Ăsta a fost Domnul Iisus, necunoscut în vechime decât ca Îngerul lui Dumnezeu. El l-a scos din Egipt, el a făcut
Prin el Dumnezeu s-a prezentat întotdeauna. El a fost chipul celui preanalt. Prezența lui Dumnezeu era în el întotdeauna. Și de aceea să nu uităm că el e cel ce botează și azi cu Duhul Sfânt. El a pus Duhul Sfânt la poporul lui Israel. El pune Duhul Sfânt, el botează cu Duhul Sfânt. El dă daruri în biserică. El dă daruri în biserică. El are toată puterea și autoritatea în cer și pe pământ. De aceea de el să ascultăm. Sigur, ascultând de Duhul Sfânt, ascult de el. În momentul în care n-ascult de Duhul lui Dumnezeu și de cuvântul lui, eu n-ascult de el. Cum pot asculta de el? Ascultând și racordându-mă la cuvântul lui tot timpul. Tot timpul ascultând în cele mai mici detalii de tot ceea ce el mă învață și de tot ceea ce el mă sfătuiește. Doamne, binecuvântă Biserica Betel și ajută-ne, o Doamne, să ne racordăm la voia Ta. Aici, sigur, sunt multe lucruri. Mă gândeam în seara aceasta la cei doi oameni pe care să-i putem descrie puțin, dar sigur, altă dată, cu o altă ocazie. Zice, căci dacă n-a cruțat Dumnezeu pe îngerii care au păcătuit, ce a aruncat în adânc, unde stau, zice, înconjurați de întuneric, legați cu lanțuri și păstrați pentru judecată. O parte din îngerii care au căzut sunt legați. O parte sunt liberi împreună cu diavolul. Noi nici nu ne imaginăm numărul lor. Ce revolt a fost, ce rebeliune, în sensul că ori doriți, nu ori mai fost mulțumiți. Și-au fost coborâți. Și Dumnezeu nu s-a uitat la ei, că erau ființe spirituale create de Cel Preanalt. Căci dacă n-a cruțat, și acum îi spune în continuare, dacă n-a cruțat, e lumea veche, ce a scăpat, zice aici, a scăpat pe noi, acest propovăduitor al neprienirii, împreună cu alți șapte inși, când a trimis potopul peste o lume de nelegiuiți. Dacă a osândit el la peire și a prefăcut în cenușă cetățile Sodoma și Gomora, ca să slujească de pildă celor ce vor trăi în nelegiuire, și dacă a scăpat pe neprienitul Lot, au zis, pe Lot și noi știm cele două fete, care erau necăsătorite, când o mijlocit Avram în final, până la 10, zice că Lot a ieșit să vorbească cu ginerii lui, probabil că două erau căsătorite, două erau necăsătorite. Avram s-o fi gândit, Lot, soția-s doi, au încă patru fete, două căsătorite, s-o fi gândit Avram, formează 10 persoane, până la 10 au mijlocit. Nu au fost nici 10. Că ginerii lui spune, credea că glumește. Doar cele două fete în final au beneficiat împreună cu Lot de izbăvire. Și acum ce vrea să ne arate printre altele textul acesta? Că Dumnezeu rămâne același, nu se schimbă, frați și surori. El acolo unde există neprienire și dorința după bine, Domnul este gata să dea izbăvire și dă izbăvire. El ajută, El sprijinește, dar acolo unde nu vede o viață curată, ci există duplicitate, unde există, sigur, o viață de biserică care se vede și o altă viață în afara sferei bisericii, în afară. Pe stradă, în mașină, la servici, acasă. Domnul vrea să fim aceiași. El vrea să trăim, să fim ai Lui întru totul. Zice în continuare aici, înseamnă că Domnul știe să izbăvească din încercare pe oamenii cucernici, să păstreze pe cei nelegiuiți și să fie pedepsiți în ziua judecății. Mai ales pe cei ce în pofta lor necurată umblă poftind trupul altuia, zice, disprețuiesc stăpânirea, ca niște îndrăznești încăpățânați ce sunt, ei nu se tem să bajocorească dregătoriile, pe când îngerii care sunt mai presus în tărie și putere, n-aduc înaintea Domnului nicio judecată batjocoritoare. Dar aceștia ca niște dobitoace fără minte, din fire să fie sortite, prinse și nimicite, batjocorind ce nu cunosc, vor peri în însăși stricăciunea lor. Să știți, batjocora, vorbele de ocară, clevetirea, e un păcat mare. Din vorbele tale vei fi judecat și din vorbele tale vei fi scos fără vină. Gura ta te ridică sau te coboară. Omul va da socoteală de orice cuvânt e folositor. Judecata este fără milă pentru cel ce n-a avut milă, dar mila biruiește judecata. Dacă judecata începe de la casa lui Dumnezeu și zice Biblia, cel neprienit scapă cu greu.
auziți, ce va face cel nelegiuit și cel păcătos? Dacă pomul cel verde, pomului verde, îi se face astfel, ce se va întâmpla cu cel uscat? De-aia Biblia spune mulți chemați, mulți chemați în bisericile noastre. În ziua aceea se va vedea alegerea. De-abia atunci, până atunci o luptă. Până atunci trebuie, zice, de aceea dați-vă. Petru, uitați ce spune aici, versetul 5 din capitolul 1. De aceea dați-vă și voi toate silințele ca să uniți cu credința voastră fapta. Cunoștința, înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Și acum atenție, căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori în ceea ce privește deplina cunoștință a Domnului nostru Iisus Hristos. Dar cine nu are aceste lucruri în el este orb. Umblă cu ochii închiși și a uitat că a fost curățit de vechile lui păcate. Am beneficiat de iertare, am intrat în apa botezului, am mărturisit și un timp de... Și așa încet m-am stins și le-am pierdut. Mi-aduc doar aminte, vin și eu, că e duminică și așa mai departe. Viața cu Dumnezeu e o viață proaspătă tot timpul. Tot timpul noi trebuie să rămânem aceiași. Râvna pentru Domnul trebuie să fie aceeași. Noi până la capăt, până la sfârșit, trebuie să rămânem aceiași. Timpul a trecut, doresc. Doamne, binecuvântă Biserica Betel. Păzește-ne de învățători mincinoși, de erezii nimicitoare. Zice că s-au sculat mulți Hristoși mincinoși atunci. Hristoșii mincinoși nu sunt altceva decât ereziile. Ereziile. Lasă că Duhul Sfânt l-ai primit și nu mai poți să-l pierzi. Aia e erezie. Lasă că poți fi mântuit și dacă faci păcate. Erezie. Biblia nu spune așa ceva. Pe el din afară, da. Pe cel care vine și cere îndurare, Dumnezeu îl iartă și îl curățește. Dar pe unul care iese înăuntru și trăiește în continuare în mizerie, nu mai avem nicio garanție din partea celui prea înalt. Din pricina aceasta sunt între voi mulți bolnavi, neputincioși și nu puțin dorm. Aici e vorba spirituală în primul rând, dar poate fi și fizic. Mulți neputincioși, slăbănoși spiritual, fără putere, nu se pot împotrivi. Că o lași azi, mâine, poi mâine și la un moment dat nu mai există putere, s-o stors, s-o scurs. Tot timpul trebuie să rămânem la sursă. Sursa este Domnul Iisus Hristos. Sursa e cuvântul. Sursa e biserica. Sursa înseamnă tot timpul împărtășie, viață de dependență. Ieri am depins de Domnul, dar și astăzi, mâine la fel. Și tot timpul, nicio clipă fără El. Dumnezeu să ne ajute! Doamne, vrem în ziua aceea noi și cei dragi ai noștri să ne întâlnim în împărăția Ta. Dar ajută-ne până atunci să trăim și să fim ai Tăi. Amin.